Bună, dragilor, astăzi suntem la Slash și împreună vom desface un pachet primit în campania Let's Go Veggies a celor de la Bastol împreună cu Nutrivita. Este o campanie destinată persoanelor care doresc să aibă un stil de viață mai sănătos, care mănâncă vegan și cum e perioada postului, plus că noi trecem în momentul de față prin niște schimbări de dietă cumva, pentru că încercăm să facem autodiversificare cu Ava și atunci vrem să-i oferim mâncare mai sănătoasă și e principalul motiv pentru care m-am înscris la această campanie. Bun. Coletul arată cam așa. Așa, așa. Este vegan și să vedem ce avem înăuntru. Avem un ghid de bază. Bun. Avem niște hârtii chestii. Așa, o să le pun aici lângă mine. Și mai avem, după cum urmează, le croque soia à la Provence. Tofu de soia bio francez. Eu nu vreau să-mi pană tofu, deci sunt foarte curioasă cum va fi acest croque à la Provence. Așa. După aceea mai avem mix de brownies, pe care o să-l și pregătim probabil mâine. Așa. Mai avem lapte de cocos. Foarte fain, foarte fain. Mai avem două hamburger rolls fără gluten. Practic echipe pentru burgeri și să vină în completare avem un mix, veggie mix pentru burgeri pe care o să-l și pregătesc, cred că astăzi. Arată cam așa. Bun. Și mai avem cuburi de legume pentru supă. Așa. Gluten free ceva pâine. Da, pâine fără gluten, fără zahăr, fără lactoză, fără făină. Trebuie să vedem cum stă cu sarea. Foarte puțină sare, deci din asta pot să dau și lua vas mai mult făia pe ele, că par și destul de tari. Arată super bine, așa arată. Așa. Și în pachet, foarte fain pachet, îmi place despre el. Mai avem lapte de ovăz, fără zahăr. Fără zahăr, asta o să-mi fie cel mai greu, să trec la un stil de viață mai sănătos, asta o să fie cel mai greu. Bun, și ceva tartine din quinoa și orez. Și nu știu ce înseamnă sarasin. În românește ne scriu undeva, așa. Eco cereale, tartine crocante cu multe cereale, orez, hrișcă și quinoa. Asta cred că iară sunt foarte tari și o să pot să dau și apa din ele. Dar să vedem cum stau cu zahărul și cu celelalte. Au foarte extrem de puțină sare, deci perfect. Și foarte puțin zahăr. Super bine! Acesta ar fi coletul, care bineînțeles că m-a făcut foarte curioasă. Cum în curând trebuie să mâncăm, o să mă și apuc să pregătesc probabil burgerii din... vegetali sau aș putea să pregătesc tofu ăsta, să-l prăjesc direct și să vedem dacă sunt două bucăți, este o bucată, să crezi câte bucăți sunt înăuntru și să-l facem pe el burger, două bucăți sunt și aș putea să-l fac pe el burger. Deci asta ar fi mișto, foarte mișto ar fi, nu? Oricum, o să vedem în continuare, până una alta, mă bucur maxim de acest colet. Și mulțumesc celor de la Bastol și rămâneți aproape pentru că astăzi și pregătim câteva rețete drăguțe. Sau nu, poate nu chiar astăzi pe toate, dar în perioada următoare. Ne vedem imediat. Deci o să începem prăjitura și gătitul cu acest veggie mix. Până la urmă, mă trebuie să fac două chestii astăzi. O să fac veggie mix-ul și o să fac unde este tofu ăsta, pe care îl voi face pe el burgeri și veggie mix o să-l fac așa chifteluțe și o să-l mâncăm cu salată, salată de verdețuri, veggie și ea. Deci, wish me luck! Vă spun ce conține veggie mix-ul. Practic conține bucăți de fasole, fulgi de ovăz, fulgi de orez, pesmet, proteine, crupe de ovăz, ceapă, fulgi de roșii, așa, bucăți de piper, fulgi de cartofi, sare, deci asta clar e de nuava, coș de nu știu ce, pudră de cacao, usturoi, piper și chili. Da, ingrediente provin din agricultură ecologică.
Bun, deci sunt foarte curioasă de miros și miroase super bine de acum și eu nu sunt cel mai mare fan din start veggie things, dar de miros chiar miroase bine și sunt curioasă cum o să iasă. Trecem și pe veggie burgers. Deci, între timp, am pregătit și tofu veggie burger și suntem destul de încântați de el. Adică, mai bun decât mă așteptam. Mm-hmm. Nu? Ar trebui să mai încercăm chestiile astea vegan. Practic, ceea ce a început cu veggie burger la slash se termină cu... Pisici. Cu bruschete la Timișoara. Am aici. Da. Pâinea este fără gluten, pâinea din coletul de la Let's Go Veggie și hai să o gustăm acum. E super bună. Deci coletul ne-a plăcut maxim. Cred că sunt foarte puține chestii pe care nu le-am încercat din el. Mai apreciez singurul pe care nu l-am încercat deloc este... mixul pentru brownies. E singurul pe care l-am încercat, în rest am încercat toate și toate chestiile mi-au plăcut mult de tot. Și am încercat unele dintre ele și i-au plăcut și ei. Deci vi le recomand și până la finalul lunii mai aveți un cod de reducere de 20% dacă folosiți codul vegan20 pe mia familia care se plimbă pe nutrivita.ro. Deci urmăriți acolo, iar dacă v-a plăcut acest clip, dați un like, un share și bineînțeles subscribe canalului pentru alte clipuri și ce mai facem noi pe aici nebuni. Pupici! Soare, faceți cu mâna! Vă las că mă delectez cu această bruschetă.